Intri în apa botezului, după care te întorci înapoi în lume, pentru că Domnul Isus Hristos l-a rugat pe Tatăl să nu ne ia din lume, ci să ne păzească de cel rău. Și când te întorci în lume, te întorci într-o lume străinată de Dumnezeu, într-o lume care e ocupată cu multe alte lucruri. Și mulți dintre noi, când vor ajunge în fața morții, vor striga împreună cu eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor o deșertăciune a deșertăciunilor dice Eclesiastul totul este deșertăciune și goană după vânt dar interesant este că până suntem aici între frații noștri și între cei între care ne-a așezat Dumnezeu în cetate. Noi suntem chemați să ne implicăm în misiunea Lui. El a venit, a pornit o lucrare, n-a terminat-o, încredințat-o prin ucenicii Lui, bisericii și de biserica Lui ținem noi cu toții. Și cel puțin la cina Domnului, în anul acesta, am rămas negă principiile pe care le-am descoperit în Matei, capitolul 9, versetele 38, 36 la 38. Și am ajuns în luna noiembrie la unul din ultimele principii. Nu aștepta aplauzele oamenilor. Atunci când te împlici și faci ceva pentru Domnul, indiferent în ce domeniu, sigur că m-aș bucura și eu de un mulțumesc frumos sau de bine robun și credincios, dar asta trebuie să-l aștepți de la Dumnezeu. Atunci când slujești pe alții, astfel pe Dumnezeu să-ți răsplătească slujirea. Nu aștepta aplauzele oamenilor, ci așteaptă răsplata de la Dumnezeu. Dacă tot ne-am oprit la cina Domnului, nu e așa că lui se cuvine absolut toată lauda, toată cinstea, toată slava, așa cum am auzit încă de la început. Prin crucea Lui s-a deschis o poartă, un izvor de mântuire, de vindecare pentru fiecare dintre noi. Și de aceea, noi la cina Domnului nu ne gândim la noi, la ce a făcut El pentru, ne pentru noi, ci ne gândim la Acela care le-a făcut pe toate pentru noi. Dar vreau să vă duc aminte de textul în jurul căruia ne mișcăm deja de 11 luni, asta este a 11-a lună, capitolul 9, versetele 35 la 38. Sunt trei lucruri pe care le descoperim în text și de acum ar trebui să le știm pe din afară. În primul rând este, este ajutați-mă. Domnul Isus Hristos a venit cu un program, Tatăl l-a trimis pentru ceva, a venit cu programul lui Isus. Și în timp ce el încerca să împlinească voia Tatălui, să facă din voia lui mâncarea lui de fiecare zi, s-a încărcat cu povara de pe inima lui. Deci programul lui Isus a dus la povara lui Isus. Și pentru că El se pregătea să plece dintre noi, a lăsat provocarea lui Isus, ucenicilor Lui și prin ucenicii Lui, bisericii Lui. Dar dați-mi voie să caut aceste lucruri în textul care este înaintea noastră. Isus străbătea toate cetățile și satele, făcând câteva lucruri, învățând pe norod în sinagogă, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Învăța, propovăduia și vindeca. Și foarte interesant, ceea ce ne interesează pe noi în mod special este ultimul aspect, nu-i așa? Și eu m-aș bucura din toată inima să oprească Domnul Isus în dreptul meu și să zică, capătă vederea, dar câți dintre noi n-am ridicat mâna așteptându-L pe El să rostească ceva peste trupurile noastre care îmbătrânesc într-un fel, își pierd valoarea funcțională și ne pregătim de plecare. Probabil că ăsta este modul lui Dumnezeu de a ne desprinde din deșertăciunea acestei lumii. Dar atunci când a ajuns de pildă în Galileea și a intrat în casa lui Petru, soacra lui era bornavă de friguri și a atins-o, a ridicat-o și femeia s-a ridicat sănătoasă și a slujit. Și când a auzit mulțimile, s-au îngrămădit la ușa Domnului Isus Hristos. Și până târziu s-a tot atins de nevoia asta imediată a noastră, de vindecare în trupurile noastre. Dar a venit noaptea, și Domnul Iisus s-a retras în munte la rugăciune, dimineața în zor, poate pentru întuneric, pentru că mulțimea se îngrămădise la ușa casei lui Petru. Au fugit ucenicii să-L caute. Doamne, toți te așteaptă! Și Domnul Iisus spune, veniți să plecăm și în altă parte, să propovăduim Evanghelia. Dacă m-aș întoarce, dragii mei, pe Domnul Iisus l-a interesat în primul rând învățarea și propovăduirea, aducerea Evangheliei, a veștii bune, Indiferent de câte ori ar vindeca trupurile, dragii mei, tot vom muri, pentru că este un dat. Și de aceea cred eu că Domnul Iisus a insistat în mod special pe vindecarea sufletului prin vestea bună, prin ancorarea noastră în adevărurile care țin dincolo de mormânt, dragii mei, care țin de lumea de dincolo. Dar pe lângă faptul că Domnul Isus Hristos avea un program cu care a venit de la Tatăl, El s-a încărcat cu o imensă povară în timp ce sluja pe oameni, în nevoile lor diverse. Deși pe noi ne doar nevoile fizice, pe El au durut nevoile spirituale. Și uitați-vă ce spune textul mai departe. Când străbătea cetățile, el a văzut o mulțime de oameni și le-a văzut ca pe niște oi risipite care n-au păstor. Ca pe niște oi risipite care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul puțin sub lucrătorii. Observați, cel doare pe Domnul Iisus Hristos nu este neapărat condiția mea fizică. Deși poate să zic o vorbă, El este creatorul meu, El a rostit universul acesta în existență. Poate să spună ca și orbului, capătă vederea mortului, lază vin fală, El are putere să facă lucrul acesta. Dar ceea ce l-a supărat pe Domnul Isus Hristos era degringolada, debusolarea mulțimilor din pricina unei evanghelii proaste, strâmbe, neconforme cu voia lui Dumnezeu, propovădită în sinagogile lor de mai mari Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Și pentru că această povară a Domnului Isus Hristos nu s-a rezolvat și ea rămâne cât va fi istoria, din potrivă, ea crește de la o zi la alta. Povara Lui s-a transformat în provocarea Lui pentru ucenici și prin ucenici pentru noi. Rugați dar pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișul Lui. Rugați dar pe Domnul Secerișului. Dragii mei, e suficient să-ți întorci capul, să vezi că poverile sunt muy, mult mai mari decât toate resursele pe care eu sau tu sau noi le avem împreună. Și de aceea putem apela la cel al cărui Seceriș este. Este secerișul lui, croit pe măsura lui și de aceea putem veni să rugăm pe Domnul secerișului. Dar de ce trebuie să te rogi pentru asta? Pentru că rugăciunea are menirea să ia poverile de pe inima lui Dumnezeu să le așeze pe inima noastră. Dumnezeu ne-a dat harul conlucrării cu El. Dacă realmente îl cunoaștem și dacă rugăciunea Tatăl nostru nu e o vorbă goală, ci este o realitate și dorim venirea împărăției lui. Împărăția lui este făcută din oameni, din copii, din nepoți, din adolescenți, din tineri, din cei pe care îi ai pe stradă, la locul tău de muncă, indiferent cu cine și unde te întâlnești. Ei ar trebui să vie împărăția lui Dumnezeu și povara nepocăinței lor ar trebui să așeze rugăciunea pe inimile, pe inimile noastre străbătea cetățile și satele și vedea mulțimile care erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Vedea imensitatea secerișului și îi pune pe ucenici să se roage. Rugăciunea așează pe inima noastră poverile de pe inima lui Dumnezeu. Plecând de pe acest text, cei care sunteți pentru prima dată cu noi, am încercat să scoatem principiile pentru implicarea în misiunea împărăției. Și pentru că ne apropiem de sfârșitul anului și probabil vom schimba, vom întoarce pagina, aș vrea să le repetăm împreună să repetăm împreună. Nu știu dacă aș închide computerul și v-aș întreba, nu vreți să-mi spuneți cele 10 principii prin care am trecut? De câte v-ați aduce aminte? Dar așa suntem toți, așa sunt și eu. Și deci, de aceea recapitulare este mama învățării. În primul rând, secerișul vizează oamenii. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pentru părtășie cu Dumnezeu. Dragii mei, noi, numai noi putem fi o casă pentru Domnul, dar la fel de bine putem fi o casă pentru dracul, da? pentru diavolul, pentru Dumnezeul viacului acestuia. Depinde pe cine primești în casa sufletului tău. Tu ești doar casa. Cine-i locatarul? Cine ți-a bătut la ușă? Cui ai deschis ușa? Secerișul lui Dumnezeu vizează oamenii. Al doilea principiu, secerișul este al Domnului și este croit pe măsura Lui. Secerișul este al Domnului și este croit pe măsura Lui. Rugați dar pe Domnul secerișul Lui să scoată lucrător la secerișul Lui. C cât sunt resursele mele? Un vârf de ac. Nimic mai mult. Sunt un degetar. Dacă nu mă umple cineva mereu, mă termin foarte repede, mă golesc foarte repede. Și de aceea, dragii mei, Dumnezeu ne-a așezat între oameni, în lumea aceasta, s-a rugat Domnului Isus să nu fim luați din lumea aceasta, ca rotindu-ne privirile în jur, să vedem imensitatea secerișului lui Dumnezeu. Secerișul este al Domnului și este croit pe măsura lui, nu pe a mea, nu pe a ta, nu pe a noastră, nu pe a creștinilor din lumea aceasta, e mult mai mult decât tot ce putem noi să ne imaginăm. Dar, care este al treilea principiu? Mă ajutați un pic, poate că vă opturează cina Domnului, dar visează la ceea ce s-ar putea face. Nu te lăsa limitat de ceea ce poți face. Eu pot face cât pot face. Mulțumesc încă o dată pentru toate rugăciunile celor care ne-au însoțit până în Moldova, dincolo de Prut. Și abia am sosit vineri seara, Nora m-a chemat să mă duc și ea la concert cu ea, am zis, Nora, ferească Dumnezeu să mă duc la concert acum, duminica stă înaintea mea, dimineața după masa, lunea, seara, eu n-am apucat să mă uit peste toate aceste lucruri. Observați, indiferent cât de ți-ai luat în mâini, ești limitat. Dar în momentul în care visele îți dispar, mâinile îți rămân goale, lucrarea cade din mâna ta... Orice lucrare în care nu vezi posibilitatea pentru mai mult, lucrarea aceea moare, dragii mei. Cu alte cuvinte, te blazezi, te obosești și oamenii simt oboseala ta și zic mulțumim frumos. Și de aceea cred că o lucrare rămâne vie doar câte vreme vezi perspectivele înaintea ta la care încă nu ai ajuns, pe care încă nu le-ai atins. Visează la ceea ce s-ar putea face. Și dacă nu poți articula posibilități la care încă n-ai ajuns, ai grijă, mâine lucrarea aceea îți va cădea din mână. Și tot ce scade cade din inimă și în inimă rămân lucrurile pentru care simți încă posibilitățile de a da un pic mai mult, de a face un pic mai mult, chiar dacă nu tu singur dar poate cu cei pe care Dumnezeu îi aduce lângă tine prin rugăciunile tale. Nu te lăsa limitat de ceea ce poți face. Al patrulea principiu, lucrarea în ogorul sau în secerișul lui Dumnezeu cere un efort de echipă. Dacă secerișul este al lui Dumnezeu, dragii mei, nu există între noi absolut nimeni care poate să ia poverile unei biserici pe umerii lui. Și aici este tragedia când împingem în vârful piramidei un om. Și sunt oameni carismatici, care într-un fel adună mulțimile. Dar dacă poverile unei biserici ar fi croite pe umerii mei, dragii mei, biserica aceea trebuie să fie foarte mică. Dacă e biserica lui Hristos, dacă secerișul este al Domnului, atunci cu siguranță că uh, un om nu-i de ajuns pentru nicio lucrare. Și de aceea lucrarea în ogorul sau în secerișul Domnului cere un efort de echipă. Dar atunci când e vorba de un efort de echipă, unitatea echipei se realizează în jurul unei viziuni în care toți cred și pentru care toți luptă. Vă întreb, de ce se dezbină biserici? Și vreau să vă spun, asta se întâmplă nu doar în România, peste tot în lume pe unde am umblat. Merg în anul acesta, în anul viitor, dintr-o biserică străi. Nu că nu ar toți la oaltă și noi, uitați-vă acum, sala este plină, dar dimineața erau locuri și de aceea avem două servicii și mai bine am face trei servicii decât să ne băgăm bani în cărămiști și smoală. Dar uneori e nevoie și de asta. Dacă nu există ceva în care toți credem și pentru care toți luptăm mai devreme sau mai târziu, ne vom rupe. Și de aceea unitatea echipei se realizează în jurul unei viziuni în care credem cu toții și pentru care luptăm cu toții. Și de aceea, din an în an, în biserica noastră așezăm între noi o bătălie pastoral-misionară. Și batem cuiul acela, dragii mei, poate, poate nu, în cer iertare, vorbit o săptămână întreagă. Și acum corzile mele vocale mă lasă în cetișor. Dar batem cuiul acela al bătăliei pastoral-misionare până când în cetișor, noi toți cu toate lucrările noastre începem să vedem cum am putea pune mâna la realizarea acelui lucru. Unitatea unei echipe se realizează în jurul unei viziuni în care toți cred și pentru care toți luptă. Dar dacă e nevoie de o, o echipă, cum anume se formează ea? Uite așa, rugați dar pe Domnul Săcerișului să scoate lucrător la Săcerișul lui. Începe prin a te ruga pentru nevoile pe care Domnul ți le aduce înainte. Vino și spune, Doamne, mâinile mi spline, n-aș putea să iau nimic în plus, dar eu văd nevoia și te rog pe tine, scoate lucrător la Săcerișul tău. Și dacă fac un pas mai departe, foarte interesant, când eu mă rog, pe mine mă trimite Domnul. Cum se întâmplă? Tocmai am spus Domnului că mi-s mâinile pline și nu pot să fac, să iau mai mult în mâini. Dar Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze în inima mea și să-mi arate ceasurile pierdute cu nimicuri. Timpul pe care nu știu să-l răscumpăr și să-l folosesc. Și Dumnezeu îți va spune, scoate asta din viața ta și adu, pune mâna la nevoia pe care o vezi. Și în felul acesta, dragii mei, minunea cea mare este că cei care se roagă se încarcă cu poverile de pe inima lui Dumnezeu și nu știu cum face Dumnezeu, deți înmulțește și posibilitățile și puterile și sănătatea și te ajută să mai mergi un pas, să mai mergi o milă alături de Hristos, pentru că de fapt ești în jug alături de El. Și al optelea principiu, mă ajutați să citesc? Aici e una din marile probleme Pentru că noi toți am vrea să fim în frunte Ori avem daruri diferite Și când împăratul sau stăpânul împarte talanții slujitorilor lui Unul i de cinci, altul i-a de doi, altul i de unu El știe, el măsoară puterile fiecăruia de ce n-aș putea să fiu mulțumit cu locul și cu darul pe care l am? De ce să râvnesc totdeauna la pătrățica cealaltă? Fii necredincios în pătrățica care mi-a fost încredințată. Este un principiu simplu în Biblie. Cine nu-i credincios în lucrurile mici, spuneți asta mai departe. Nu va fi nici în cele mari. Nici în cele mari. Un om nemulțumit cu ceea ce are în mână, dragii mei, pe toate le va scăpa din mână. Va nenoroci pe toți cei pe care îi slujește. De aceea, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. În locuința morților în care mergi, nu este lucrare. Nu este nimic decât întuneric. Aici ne cheamă Dumnezeu să stăm în jug alături de El. Nu contează rolul pe care îl joci. Contează credincioșia cu care îți împlinești rolul. Dragii mei, este extraordinar să știi că și dacă dai un pahar de apă în numele unui ucenic, vei primi răsplata unui ucenic sau unui proroc. Cu alte cuvinte, atunci când David se întoarce, pentru că suntem în, în 1-2 Samuel, se întoarce trimis acasă de către filisteni, de către împărații filistenilor și vede cetatea Țiglag pârjolită și nevestele lui și tot ce avea de, luat de amaleciți dragii mei în robie, erau obosiți de drum, călătoriseră deja zile în șir, nu știu dacă mai aveau mâncare, dar au pornit pe urmele lor și la un moment dat vreo 200 dintre ei au zis noi nu mai putem merge și au stat jos să păzească ca la balucurile. Și când s-au întors înapoi, cei care au câștigat bătălia au zis, ăștia nu merită nimic. Și David așează o regulă în țară. Indiferent dacă ești pe front sau la calabără curând, avant sau în arier gardă, indiferent unde ești, toți primesc același lucru. Nu știu dacă nu de acolo vine principiul acesta. Dacă dai un pahar de apă în numele unui cienic, primești răsplata unui eugenic sau unui proroc. Și atunci nu contează locul pe care îl ai în echipă, contează credincioșia cu care îți împlinești lucrarea pe care Dumnezeu ți-a pus-o în mână. Și al noua la principiu Dumnezeu Doamne, mai trimis într-o lucrare, dar e prea mare pentru mine. Nu, nu. Dumnezeu nu te cheamă la o lucrare fără să-ți ofere și resursele necesare. Acum, eu nu știu dacă resursele lui Dumnezeu ne cad în mână peste noapte. Pentru că, de pildă, ce scrie Pavel mai tânărului său prieten, Timotei, în 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 12, el începe cu nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Fii o pildă pentru credincioși, da? O cred... Fii o pildă pentru credincioși în purtare, în curăție, în dragoste, în credință. Dar, pe urmă, versetul 14 spune: Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Dragii mei, dacă mâna mea nu mi-o folosesc trei săptămâni, iar rămâne paralizată. Mușchii se atrofiază, dacă nu te scoli, dacă nu te miști, dacă nu, devii o legumă. Și așa e și în cele spirituale. Darul pe care probabil zace în tine, dacă nu îl pui în negoț, nu l vei descoperi niciodată. Pentru că darul este arătarea Duhului spre folosul altora. Numai un dar pus în negoț este descoperit de cei pe care îi slujești. Și de aceea, nu fi nepăsător de darul care este în tine și pe care l-ai primit prin prorocie, de către ceatarea prezbitelor, prin punerea mâinilor, ci textul continuă în versetul 15 puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele. Nu fă o sută de lucruri odată. Alegeți lucrul la care te-a chemat Dumnezeu și fă de nota 10 ca pentru Domnul. Puneți pe inimă lucrul acesta. Îndeletnicește-te în totul cu ele pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Și versetul 16. Fii culoarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Și ne apropiem de luna noiembrie, dar mai avem un singur principiu, principiul al zecelea. Poate mă ajuta să-l citesc. Ai Și responsabilitatea Dragii mei, noi suntem purtători de Dumnezeu, temple ale Duhului Sfânt. Oamenii nu au nevoie nici de locința mea, nici de cântările mele, dragii mei, nici de vocea mea, nici de computerul, nici de powerpoint-urile mele. Oamenii au nevoie nici de comentariile mele. Oamenii au nevoie de Hristos. Și atunci, dacă eu sunt conștient de harul acesta, am ascultat o rugăciune dintre tinerele care s-au rugat înainte de a începe biserica. Oamenii care ne ascultă, îl transmite oare pe Hristos, pe Dumnezeu, spre ei? Păi dacă nu te-ai rugat prin cântările care le cânți, cum să ajungă cântările la alții când n-au ajuns nici la tine? Faptul că noi repetăm, faptul că eu îmi repet predica, dragii mei, o predică corectă mai întâi trece prin mine spre alții. Dacă n-a trecut prin mine, n-ajunge nici la alții. Așa e o cântare, așa e orice slujire, așa e orice lucrare. Și în sfârșit, luna 11-a, citiți cu mine, nu aștepta laudele oamenilor. te implicat în lucrare, dai tot ce ai. Și de cele mai multe ori, oamenii vor zice, doar atât? Da? Well? Poți să le trântești toate de pământ pentru că n-ai primit mulțumiri și laude din partea lor, nu te-a aplaudat nimeni pentru ce ai făcut. Și... și? Dragii mei, dacă vrei aplauze de la oameni, le poți câștiga cu ușurință. Vom vedea în Matei capitolul 6. Dar dacă vei laudele de la Dumnezeu, atunci nu contează ce zic oamenii. Una din fericiri spune fericire cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. A fi blând nu înseamnă a fi bleg. Moise nu era un om bleg, era cel mai blând om de pe fața pământului, ci înseamnă a avea curajul și puterea să ieși din competiția afirmării de sine. Dar ce înseamnă asta? Val? Nu se întâmplă nimic dacă nimeni nu mă laudă și nu-i sfârșitul lumii dacă toți mă critică. Nu? Primesc cei de primit și refuz să mă las judecat. Nimeni să nu vă judece. Dar cum să vă opresc eu să mă judecat sau să judeci pe cineva? Dar pot să refuz să mă las judecat. Și atunci primesc din partea Domnului, prin frații mei, și cele bune și cele rele. Cântăresc corectez ce am și merg mai departe. Dar în ultimă instanță, cel care m-a angajat este Dumnezeu însuși și voi da socoteală. El este păstorul cel mare și de la el vom primi răsplata muncii, a trudei noastre când va veni el. Nu aștepta să primești laudă de la oameni. În Matei, capitolul 10, și l-am rugat pe puiul să citească textul, sunt mai multe versete, dar nu are rost să înșiri eu cuvinte, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Și de aceea ascultați-l cu atenție. Mă gândesc la cei doi care s-au botezat, sau la cei 20, sau 200, sau 2000, sau oricât s-ar veni la Domnul. Pentru că după botezul urmează punerea mâinilor și punerea mâinilor este includerea lor în ceata preoților lui Hristos. Noi toți suntem o împărăție de preo... nu, o preoție împărătească, o împărăție de preoți au fost evrei, noi suntem o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestim puterile minunate a celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Dar uitați-vă, Domnul Isus este foarte cinstit cu noi. El nu ne trimite la bucurie și aplauze, dragii mei, el ne trimite ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Imaginați-vă ce ne așteaptă. Dar să lăsăm textul să vorbească. Versetul 16 din capitolul 10. Iată, <coughs> eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerbii și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor. Doamne, mă trimiți în lucrarea ta, mă trimiți ca pe o fără nicio apărare, nici locul lupilor, și apoi îmi spui, fiți înțelepți ca șerpi, fără răutate ca porumbă ei, vă de oameni, dați mai mulți, da sunteți mai tari. Noi suntem niște oi și poziți-vă de oameni, pentru că ei vă, vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea, veți fi duși înaintea drăgătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune. Căci ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi ce în voi. Incredibilă promisiune! Petru și Ioan sunt prinși și aruncați în temniță, aduși în fața sinedrului, patru mari preoți adunați acolo și să nu mai vorbiți despre Isus Hristos. Judecați voi, zice Petru, simplu pescar. Se cuvine să ascultăm mai mult de voi decât Dumnezeu? Citiți capitolul 4, versetul 12, când el spune Nimeni altul nu este mântuire, că el nu este dat oamenilor niciun alt nume în care să fie mântuit decât numele Domnului nostru Isus Hristos. Până și ei au amuțit și au zis Oamenii aceștia au umblat cu Isus. Da? Oamenii aceștia au umblat cu Isus. Când ajunge acolo, în fața lor, n-am să uit niciodată, era ultimul an la Politehnică și sunt chemat afară, în fața rectoratului, erau toți profesorii acolo să mă dea afară din UTC. Și eu aveam la mine o Biblie mică și era, profesorul de mecanică era ca un lup, da, gata să desfășie și se scoală în fața tuturor profesorilor, eu eram singur acolo, și îmi zice, voi, pocăiților, în cuiați ce sunteți, voi? Și i-am scos indexul și eram de 10 la facultate și pe urmă Biblia voastră scrie nu cerceta, crede și nu cerceta și am scos Biblia nu mi-a arătat și mie unde parcă aș fi dat o bară radioactivă așa s-a oferit de ea Dragii uh, uh, uh. mei, Dumnezeu îți, dă, îți deschide gura nu tu vei vorbi, ci Duhul Tatălui tău care este în ceruri va vorbi prin tine nu te gândi, nu te îngrijora ce, când, cum, ce vei spune Fii martor al lui Hristos, bucură de te ce ai în el și proclamă puterea lui pentru că el este stăpânul universului. Versetul 21 Fratele va da la moarte pe frate său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va, va fi, fi mântuit. mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni fiul omului. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robul să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui așa că nu vă temeți de ei. Și versetul 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în genă. Dragii mei, una din minciunile diavolului este că tot ce avem este aici acum. Viermiți destinația noastră ultimă și nu este nimic după moarte. Nu e adevărat. Dovada este Domnul Isus Hristos însuși. A venit, a locuit printre noi și s-a înălțat. Moartea nu l-a putut opri. A treia zi a înviat din morți și în felul acesta a săpat în inima ucenicilor o nădejde vie și o moștenire nestricăcioasă, nentinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi apoi 1 Ioan în capitolul 3 spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, nu l-a cunoscut nici pe El. Totuși, noi suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, da? Vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El se curăță după cum El însuși este curat. Nu, nu, Moartea nu este stația terminus și de aceea temeți-vă de Cel care poate să piardă și trupul și sufletul în ghenă. Cel care vă poate trage după El însuși în locuința morților, pentru că n-ați stat sau n-am stat legați de Domnul nostru, Isus Hristos. Nu aștepta din partea oamenilor laudele lor. Lasă-l pe Dumnezeu să te răsplătească. Dragii mei, noi <coughs> avem impresia că venim la Domnul Isus Hristos ca să nu mai fim bolnavi, să nu mai fim săraci, să avem toate darurile din lumea aceasta, copiii noștri să fie sănători, să intre la cele mai bune școli, să ne putem termina casa, să avem cele mai bune mașini și toată lumea să ne aplaude. Nu știu ce Biblie citiți. În Biblia mea, Dumnezeu nu mi-a promis nici unul din aceste lucruri. Nici unul. Nici sănătate în trupul meu, nici bogăție, dragii mei, în conturile mele. Ascultați evangeliști care, cu cât mai mult dai, cu atât... Veneam din Moldova și am rămas absolut blocat. Să <clears throat> aud că într-o biserică vine un evanghelist și spune Ridicați telefoanele, în seara aceasta Dumnezeu o să vă umple conturile dragii mei, și lumea e plină de creduli, plină de creduli. Și uitați-vă ce se întâmplă în multe biserici. Când ne uităm la ce văd ochii noștri, ne gândim, mai este Dumnezeu în Dumnezeu la rândul Sau ne-am pierdut noi mințile și ne-am lăsat furați de minciunile celui rău? Uitați-vă la Domnul Isus Hristos. El e modelul. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, oare ce să aștept eu? Ce să aștepți tu? Cu alte cuvinte, de ce vii la Domnul Isus Hristos? De ce intri în apa botezului? De ce punem mâinile peste cei care s-au botezat? Ce implică preoția? Lauri? Laude? Nu. Iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Veți fi urâți de toți. Din pricina numelui meu, spune Domnul Isus, din pricina numelui meu. Atunci când intri în misiunea împărăției, nu aștepta laude de la oameni. Așteaptă laude de la Dumnezeu. Dar de ce e important să ținem cont de lucrul acesta? Din pricina inimii noastre, care este nespus de înșelătoare și de deznădejduit de rea. Atenție, deci, la inimă, la motivații. Când Domnul Isus începe să vorbească, n-am venit să stric legea și prorocii, am venit nu să stric, să împlinesc. El vine și în versetul 20 spune, adevărat vă spun, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ce vrea să spune el? Cărturarii și farisei se mulțumeau cu o religie de fațadă, cu ceea ce văd ochii okay, oamenilor, cu aplauzele pe care le primeau de la alții. Dar observați, noi avem mult mai multe straturi decât faptele noastre. Avem vorbele noastre, gândurile noastre, atitudinile noastre, motivațiile noastre. Și ceea ce colorează și de vorbelor și faptelor noastre sunt motivațiile noastre, pe care nimeni nu le vede, nici nu le știe. Dar Dumnezeu le știe, pentru că totul este gol și descoperit înaintea celui care avem a face. Dragii mei, ca să lași neprihănirea, să treacă neprihănirea cărturală și a fariseilor, Lucrarea Duhului Sfânt trebuie să treacă dincolo de fațadă, dincolo de mască, dincolo de vorbe, la gânduri, la atitudini și la motivații. Gânduri, motivații și atitudini. Oare de ce începe capitolul 6 astfel? Versetul 1. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de el. Căci vă spun că astfel v-ați luat răsplata, de la oameni, dar nu și de la Tatăl nostru care este în ceruri. După care Domnul Isus Hristos, acum nu vorbește despre slujirea noastră în afară, ci despre slujirea noastră la adresa lui Dumnezeu și începe cu milostenia. Tu când faci milostenie, să nu știe dreapta ce face stânga sau stânga ce face dreapta. Fă milostenie în ascuns și cel ce vede în ascuns te va răsplăti în ascuns nu trâmbița. Nu trebuie neapărat să apară sponsori. Ta, 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 da? Well, atât aștepți, atât ai. Dacă te mulțumești cu un pumn de aplauze, le ai. Și cum au venit, așa vor pleca. Dar apoi vine și vorbește despre lucruri mult mai intime. Rugăciunea, dialogul meu cu Dumnezeu. Well, eu mă pot opri să mă ridic la colțul străzilor și să mă vadă toți că mă rog și cât de Astăzi m-am rugat trei ore înaintea lui Dumnezeu. Să-ți fie de bine. Da? Să-ți fie de bine. Când te rogi, intră în odăița ta, în cui ușa după tine, roagă-te nascuns și cel ce aude și vede nascuns îți va răsplăti. Și apoi și postul își are vremea lui și locul lui. Și aș putea să vin la biserică, zic, Doamne, mulțumesc frumos că m-ai ajutat să postez astăzi. Nici nu m-am barberit, fața mi sluțită. De ce? Unge-te, ca nimeni să nu știe. Postește înaintea Domnului și îți va răsplăti Domnul. Dar continuați, vă rog, lista. Luați seama să nu vă depliniți neprihănirea voastră, religia voastră, slujirea voastră, să nu fie făcută de dragul aplauzelor oamenilor, ci să fie făcută de dragul Domnului și pentru a fi răsplătit de Domnul. Orice altceva să facem, să facem ca pentru Domnul, cu unii mai departe. Nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata a moștenirii voastre. Voi slujiți Domnului Hristos. Orice faceți. Dragii mei, când e foarte mare tam, -tam în jurul unei lucrări, cu siguranță nu-i nici Duhul Sfânt acolo și nu nici lucrarea lui Dumnezeu. Și de aceea cred că lucrarea lui Dumnezeu, ca părăția care vine nascuns, dacă lumea nici pe Hristos nu l-a cunoscut, de ce aș fi supărat că nu ne cunoaște nici pe noi? Ajunge ucenicului să fie ca și stăpânul lui. Atenție, deci, la motivație. Pe de altă parte, să știți că este și o vreme a laudelor și a răsplății. Țineți minte pildă talanților? Un gospodar, un stăpân a plecat într-o țară îndepărtată și a luat averea, a pus-o în lingouri de aur și a dat unuia cinci talanți, altuia a doi, altuia a unu. Și a plecat, spunându l că se va întoarce. Și când s-a întors, i-a chemat la raport. Cel care a primit cinci talanți a dus alții cinci și a primit răsplata bine, rob, bun și credincios, ai fost credincios peste puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău, ia în stăpânire zece cetăți. A venit și cel care a primit doi talanți și a primit același răspuns. A primit și cel care a primit un singur talent și zice, uite, el aici, e al tău, știu cine ești. să cer de unde n-ai semănat, trăieri? Am știut, mi-a fost frică, n-am luat nimic din el. Rob, Vichian și Leneș, aruncați-l afară. Unde-i plânsul și creștinirea dinților. A fi creștin înseamnă a fi preot. A fi preot înseamnă a fi implicat în slujire. Nu poți sta cu mâinile încrucișate. Dacă nu ești în jug alături de Hristos, nu, este al, nu ești al lui. Dragii mei, din păcate am creat autobuze în care unul vorbește și celălalt dormitează. Și din partea mea puteți închide ochii că nu vă văd. Da. Dar Asta este doar adunarea noastră, lucrarea noastră începe când ne împrăștiem, când mergem în familiile noastre, între colegii noștri, pe străzile prin care ne-a așezat Dumnezeu. Observați, Dumnezeu ne cheamă să nu așteptăm laudele oamenilor, ci să așteptăm laudele lui Dumnezeu. Dați-mi voie să mă apropii de cina Domnului. Știu că avem punerea mâinilor înainte, avem și cina după aceea. Dar țineți minte cum am legat cina de textul nostru. Dacă este cineva care merită, merită toată lauda, nu ești tu, nu sunt eu, nu suntem noi, ci este Domnul Isus Hristos. Trupul lui s-a frânt în locul trupului tău și al meu. Sângele lui s-a vărsat în locul sângelui tău și al sângelui meu. Doar el ne poate izbăvi de consecințele veșnice ale păcatelor noastre, am văzut dimineața. Dar dați-mi voie să mă opresc aici și să lăsăm să împletim într-un fel și celelalte lucruri în tot ceea ce urmează.